când din Focșani și la Institutul de Boli Cardiovasculare din Târgu Mureș, unde erau utilizate inclusiv de cadrele medicale înainte de a intra în sălile de operație. A început un nou sezon al gripelor și mulți sunt tentați să ia din proprie inițiativă antibiotice, chiar și când nu este caz. Cipru și Grecia, conform unui studiu realizat de Institutul Național de Sănătate Publică. În acest context, la București a avut loc ieri o conferință pe tema utilizării antibioticelor. Conferențiar dr. Alexandru Rafila a avertizat că administrarea greșită duce la creșterea rezistenței la antibiotice. Antibioticul trebuie administrat în modul recomandat pentru... tipul de infecție pe care îl are pacientul. Trebuie să începem cu antibiotice clasice, de prima linie, nu să utilizăm antibioticele cele mai noi, cele mai eficiente, pentru că, pe de-o parte, generăm apariția rezistenței la aceste antibiotice și, în cazul unei infecții grave, nu vom mai avea cu ce să tratăm acea infecție, iar, pe de altă parte, costurile și, de multe ori, efectele adverse la acestor antibiotice nu sunt de neglijat. Studiile din ultima perioadă arată că folosirea abuzivă și irresponsabilă face în timp bacteriile mai puternice și există riscul ca omenirea să rămână fără arme împotriva infecțiilor cu acești microbi. Contestație blochează manualele pentru clasa 1. Este vorba de rezultatul licitației pentru manualul digital de comunicare în limba română. Pentru rezolvarea acestei situații este nevoie de încă aproape o lună, dar Ministerul Educației ar putea încheia săptămâna viitoare contractele pentru toate celelalte manuale noi, tipărite și digitale.